Salutare, dragii mei! Iată-ne la al treilea episod din Ultimul Cuvânt. Astăzi vom discuta despre restricționări ale libertății noastre. De ce ni se restrâng tot mai mult drepturile în ultimul timp? Vom vorbi despre Demi Lovato, despre deturnarea unui avion, vom vorbi despre pașaportul verde și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că încă putem discuta lucrurile astea, da? Deci e mare har că încă mai putem discuta, până când nu știu. Haideți să vedem ce e șocant la Demi Lovato. Poate ați auzit ultima ei declarație în țara din care provine. Bineînțeles, este o vedetă internațională, chiar discutam cu tehnicul, cu echipa media care mă ajută să filmez aceste clipuri, acest vlog, și îmi spunea de un băiat, îmi spunea de Demi Lovato că a fost crash-ul ei. N-am știut ce înseamnă crash, m-au lămurit însă nu prea mult. Deci iată că Demi Lovato a fost și este încă idolul a sute de milioane de adolescenți și adolescente. Astăzi, această tânără de 28 de ani, pare mi se, șochează tot mai mult lumea prin faptul că s-a declarat non-binară, da? Deci iată că idolul a milioane, a sute de milioane de adolescenți se declară non-binară și mai mult de atât, ea a început să posteze niște chestii foarte ciudate pe conturile ei de socializare, spunând că este periculos până să facem și complimente. Deci iată că încearcă să ni se închidă gura chiar și când facem complimente, și vorbea despre faptul că atunci când îi spui unei fete, unei femei că a slăbit, o poți jigni, o poți deranja, făcând aluzie la faptul că acum ceva timp în urmă a fost mai plinuță. Da? A scos acum o lună de zile Demi Lovato o piesă și am tradus refrenul. Ți-am spus că sunt ok, dar mințeam. Dansam cu diavolul, scăpată de sub control. Aproape că am ajuns în rai. Am fost mai aproape decât ai știut, jucându-mă cu dușmanul și pariindu-mi sufletul. Este greu să spui nu când dansezi cu diavolul. Astea sunt versurile. Este greu să spui nu când dansezi cu diavolul. Practic, această tânără scoate în evidență printr-o piesă exact lupta ei cu diavolul, dar pare a fi un strigă de ajutor. Să știți că am început, de când am tradus acest refren, am început să mă rog pentru această tânără și mă rog pentru eliberarea ei. Sunt convinsă că rolul acestei piese în mintea ei este cumva să avertizeze, dar iată că ea este prinsă în această menghină și refrenul o reprezintă atât de mult, spune, este greu să-i spui nu diavolului când dansezi cu el, și asta este lumea în care trăim. Vedeți, ni se restrâng tot mai mult libertățile. Dumnezeu a creat el și ea. Dumnezeu a creat ele și ei, însă vin oamenii și spun, și nu mai poți să-mi spui masculin sau nu mai poți să-mi spui feminin, nu-i mai poți spune el, nu-i mai poți spune ea, nu le mai poți spune ei sau ele, ci trebuie să le spui lor, ca să faci referire la faptul că nu știm ce sunt de fapt, da? Deci ni se restrâng tot mai mult libertățile de exprimare, vedeți? Stăm să ne gândim acum dacă e ok să facem un compliment de genul wow, ce mult ai slăbit, super, felicitări! Noi știm că o astfel de felicitare este bună, este ok, este o încurajare, da, ai slăbit, se poate, super! Ama, vedeți, când păcatul crește, stăm să ne gândim dacă e ok să-i spui el, dacă e ok să-i spui ea, dacă e ok să-i spui că a slăbit sau că n-a slăbit. Odată cu creșterea păcatului în lume, lucrurile se complică și de fapt pierdem libertatea. Asta este o libertate de exprimare, dar haideți să vorbim despre o libertate fizică. Un tânăr, am vorbit de Demi Lovato, 28 de ani, un tânăr de 26 de ani de data aceasta, pentru acest tânăr a fost deturnat un avion, oameni buni, auziți foarte bine, a fost deturnat un avion, adică unui avion care aparținea companiei Ryanair, i s-a comunicat că trebuie să aterizeze de urgență la Minsk,
în Belarus pentru a fi arestat tânărul jurnalist Protasevich, da? 26 de ani, doar 26 de ani. Acesta este cofondatorul canalului de opoziție Nexta, bineînțeles, din Belarus. În avionul acesta erau 5 agenți de securitate care au plănuit această sau erau acolo gata când deturnarea avionului se făcea pentru a-l prinde pe tânărul acesta și pentru a-l da jos. Și românii oarecum apar în discuție aici pentru că avem și noi o doamnă, Adina Vălean, care am înțeles că a fost criticată deoarece a acționat mult prea soft, mult prea cu perdea, cu mănușă. A fost criticată de presa internațională pentru că s-a bucurat, practic, că avionul a decolat din Minsk. Deci i-a trebuit de fapt să acționeze mult mai dur și să nu se mulțumească cu faptul că ne bucurăm că le-ați dat drumul. Am văzut un filmuleț în care oamenii, pasagerii acelei aeronave au fost practic sechestrați 8 ore, oameni buni, nemâncați, poate, bineînțeles, foarte speriați, nu știau ce se întâmplă cu ei, să aterizeze în alt oraș, într-o țară condusă, știm bine, de un sistem dictatorial și vă dați seama, după 8 ore de sechestrare, reacția acestei comisare europene pentru transporturi, care este o româncă, a fost conform presei internaționale prea moale. Îmi pare rău pentru lucrul acesta că da, este o gravă încălcare a drepturilor omului. Și mai avem pașaportul verde. S-ar putea să avem nevoie, mai mult ca sigur vom avea nevoie de un pașaport care să ateste. Nu știu cum va arăta, nu știu ce va fi, va trebui să ateste fie că avem vaccin. Iar am văzut o știre, vedeți, se caută tot mai mult să se forțeze mâna omului. Chiar am văzut o știre când îmi plăteam abonamentul la televiziunea prin cablu și la internet. Am văzut o știre, domnul Ludovic Orban și am înțeles că a scăpat din casă, așa am înțeles astăzi la radio, că oarecum a fost mustrat pentru informația asta scăpată în mediul public, că noi vom fi nevoiți după o perioadă să ne plătim vaccinurile dacă nu le facem acum pe gratis. Și vă dați seama că e o forțare, știi, oamenii că dacă trebuie să le plătim, mai ales cum e românul, mai ales cum sunt pensionarii de la noi care știm au niște pensii de nimic, se gândesc săraci, haide repede că poate mă pune să plătesc 2, 3, 500 de lei. Și iarăși este, vedeți, o forțare a libertății. Omul nu e lăsat să aleagă singur. Dacă nu vă faceți acum, va trebui să le plătiți. Haideți să vedem un lucru. Ce se întâmplă când oamenii se duc tot mai mult spre păcat? În primul rând, le dispare înțelepciunea și vedem lucrul acesta întâmplându-se peste tot. Zice Biblia, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândurile deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Asta e un verset, această propoziție e versetul 22 din Romani 1. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și asta vedem. Vedem că nu ne mai plac și ne complacem în păcate, dar nu ne mai plac pronumele pe care, nu ne mai place sexul pe care l-am primit, nu ne mai place genul, identitatea pe care o avem. Și aici, vedeți, ne pierdem ca societate înțelepciunea. Dumnezeu a creat lucrurile foarte simple. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Noi nu mai vrem să creștem, noi vrem să rămânem la statura de copii la minte, vedeți, de multe ori dăm în idioțenie, dăm în stupizenie, dăm în prostie și cel mai grav dăm în nebunie. Nu mai vrem să creștem, nu mai vrem să ne înmulțim, ne autocastrăm, vrem operații estetice, vrem operații de schimbare de nu știu ce, vrem să ne tăiem sau să ne adăugăm. Nu mai vrem această poruncă să o împlinim care este spre binele nostru. Nu mai căutăm înmulțirea. Vedeți, acum e o disperare, că nu ne mai ține pământul, că suntem prea mulți. Se zvonește și chiar azi vorbeam cu cineva
cineva, o persoană foarte importantă din societate, îi spunea: n-a murit destui la pandemia asta, ar fi trebuit să muri mai mulți și s-ar putea nu știu ce să se întâmple. Eu, pentru că, vedeți, sunt tot felul de voci care spun: bă, suntem prea mulți pe planeta asta. Dacă zbor cu avionul, vei vedea câte spații libere și cât de gol este pământul, de fapt. Oare nu poate Dumnezeu să dea resurse pe pământul ăsta ca să susțină 7 miliarde? Oare nu s-a gândit Dumnezeu că pământul ăsta va ajunge la 7-8 miliarde? Ba da, s-a gândit. Și oare nu poate face Dumnezeu ca acest pământ să dea resurse pentru 7 miliarde de oameni și alte sute de miliarde de animale? Ba da, sigur că da. Deci ne pierdem înțelepciunea. 2. Ne pierdem dragostea. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși, dar înainte de asta spune atât, și versetul 12 continuă: și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Oameni buni, odată cu mulțirea păcatului, dragostea scade. Nouă ni se bagă slogane și ni se pe gât și ni se spune: love is love, dragoste e dragoste, iubiți orice. Vedeți, chiar cuvântul lui Dumnezeu spune în Galateni: voi nu puteți să faceți orice, pentru că dacă vă duceți în mintea voastră păcătoasă, în înclinațiile firii voastre păcătoase, ajungeți să vă distrugeți pe voi și pe alții. Deci păcatul nu crește iubirea. Nu o să vezi niciodată un om care este în patima curviei debordând de dragoste. El vrea un singur lucru: să satisfacă pofta animalică. El va distruge orice femeie care îi va ieși în cale. Când nu mai e bună pentru el, o va arunca. Când îmbătrânește, o va arunca. Când îi face un copil și nu se mai poate folosi sexual de ea, o aruncă. Va cere avortul copiilor pe care îi face. Va căuta să distrugă. N-am văzut un om prins de patima curviei iubind în adevăratul sens al cuvântului, cu dragostea aceea pură, reală. Nu, va fi romantic până la interesul lui, de acolo se termină romantismul. Deci, al doilea lucru care se întâmplă din cauza păcatului este că dragostea dispare, și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați de prostia asta că love is love, că dacă ne iubim cu oricine, oricând, nu contează regnul animal, crește dragostea. Nu, prin păcat dragostea o ia în jos. 3. Credință. Este al treilea lucru afectat. Zice cuvântul lui Dumnezeu însuși Iisus Hristos în Luca 18:8, zice: oare va mai găsi Fiul omului credință când va veni pe pământ? Da, oamenii își pierd credința. Vedeți, primul lucru pe care l-am sacrificat, sau unul dintre primele lucruri pe care le-am sacrificat când a venit o pandemie, a fost credința. Nu mai ne trebuie biserică. Pam, imediat îngrădit și imediat am scos credința. Când oamenii au nevoie de credință, credința înseamnă speranță, credința înseamnă suflet. Chiar vorbeam ieri cu cineva, am fost prin Brașov și ne-am oprit să facem o poză, o amintire, eu și cu soția, și din vorbă în vorbă cu cei care ne-au făcut această poză, această amintire superbă, am vorbit despre suflet, despre credință, și le spuneam oamenilor respectiv că suntem spiritualitate, suntem suflet. Nu ni se poate fura lucrul ăsta. Oamenii, dacă nu se închină la biserică, se închină în casele lor, la temir ce, se închină la afacerile lor. Și chiar vorbeam cu oamenii aceștia și era acolo și patronul acestei afaceri și spuneam: dacă te închin la afacerea ta, când a dat faliment, s-a dus Dumnezeul tău, și mulți își pun ștreangul de gât pentru că Dumnezeul lor s-a prăpădit. Dar Dumnezeul care este adevărat niciodată nu se prăpădește. Și în al patrulea rând, dreptatea, oameni buni. Dreptatea este afectată din cauza păcatului și vedem ce se întâmplă. Când oamenii se afundă în păcat, în vicii și în nenorocirile acestei vieți, nu mai țin cont de dreptate. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că potopul a venit din cauza faptului că oamenii erau plini de silnicie, oamenii erau plini de răutate, de viclenie. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa în Galateni: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol. Și vă spuneam, Demi Lovato este un idol pentru generația asta, și iată că acest idol îi duce în direcții greșite pe oamenii de astăzi. Mi-aduc aminte când eu eram
mai tinerel decât acum, era în vogă Anna Montana, care a devenit Miley Cyrus, da, era de fapt Miley Cyrus. Anna Montana, Hannah Montana era personajul și îmi aduc aminte că existau perne cu Hannah Montana, existau tot felul de ghiozdane, penare, stilouri cu Hannah Montana, existau temirce, încălțăminte, orice cu Hannah Montana. Era plină România de Hannah Montana. E mai târziu, această tânără a început să se comporte din calea afară de destrăbălat și oamenii au urmat-o. Și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă faceți idol din oameni, pentru că oamenii sunt piste greșite. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este singura noastră poartă spre închinarea adevărată. Și continuă, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Oameni buni, am vorbit despre aceste lucruri care se întâmplă astăzi. Am vorbit că păcatul ne ia înțelepciunea, ne ia dragostea, ne ia credința și în ultimul rând ne ia dreptatea. Vedem tot felul de lucruri întâmplându-se. Vedem avioane deturnate pentru arestarea unui tânăr care și-a spus cuvântul, care a vorbit împotriva unor nedreptăți care se întâmplă în țara lui. Vedem tinere care sunt buimăcite mental, care scot cântece de genul, așa cum am spus, I'm dancing with the devil, vă dați seama? Și să asculți refrenul ăsta tenfior și este realitatea pe care generația de astăzi o trăiește. O minciună, asta cântă și Demi Lovato, ți-am spus că sunt ok, dar minți. Dansam cu diavolul scăpată de sub control. Este o generație scăpată de sub control. Singurul control este prin Iisus Hristos. Singurul control este prin sângele Lui și haideți să ne ancorăm în Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să îl căutăm pe El și nu uitați, dacă vreți siguranță, căutați-l pe El. Altfel nu veți fi în siguranță absolut nicăieri, nici măcar în sufletele voastre. Nu vom mai găsi în lumea asta echilibru, oricât l-am căuta. Nu vom mai găsi echilibru în guverne, am văzut. Nu vom mai găsi echilibru în mass media, în divertisment. Nu vom mai găsi echilibru în legile care se dau. Nu, vor încerca să ne tulbure pe toate părțile și rar, atenție ce vă spun, rar vom mai găsi un om întreg la minte. Iar omul întreg la minte pe care îl vom găsi va fi omul acela care stă în Scriptură, în Hristos, în rugăciune și în credință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați să dați like, share, subscribe la canalul meu Tony Berbece și să comentați acolo. Da, m-au ajutat foarte mult comentariile voastre, m-au ajutat temele pe care mi le-ați dat. Dați-mi știri care se întâmplă, să le discutăm și să le trecem prin filtrul acesta minunat al Scripturii. Ați fost la ultimul cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!